Curatul pentru stații de urgență Dobrogea a răspuns solicitării inițial cu două autospeciale, ajungând în maxim 5 minute la zona afectată. În urma recunoașterii s-a considerat necesară intervenția unei a treia autospeciale care a fost chemată în sprijin. S-a executat recunoașterea, s-a intervenit oportun, reușindu-se localizarea și ulterior lichidarea incendiului fără a întâmpina probleme deosebite. Înainte de intervenție, un număr de 5 persoane s-au autoevacuat, nefiind nevoie de intervenția noastră pentru acest lucru. Pompierii împreună cu toate celelalte structuri participante din cadrul Ministerului, mă refer la Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Serviciul de Ambulanță Constanța, au verificat toate spațiile adiacente pentru a nu ne trezi cu surpriza ca anumite persoane să fie surprinse de eveniment în zone cuprinse de fum sau de flacă. Câte victime au avut nevoie de îngrijiri medicale? Din cunoștințele pe care le am, două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale care au fost acordate de către echipajele SMURT și SRJ. Și ca și persoane evacuate? Nu pot să vă dau detalii cine sunt acele persoane. Ca și persoane evacuate, cât au fost evacuate? Aveți idee? V-am comunicat faptul că personalul ISU împreună cu celelalte structuri nu au procedat la evacuarea persoanelor. Acestea s-au auto-evacuat înainte de demararea intervenției. Cauza este în curs de stabilire. Se vor face cercetări amănunțite pentru a determina cauzele care au fost, care au produs acest eveniment deosebit. Câte ieșiri au localului? Pagubele sunt importante, nu putem să le evaluăm la această oră, dar comisia care va cerceta acest eveniment o să stabilească cu exactitate și pagubele produse. Ele sunt importante având în vedere faptul că multe din accesorii erau din lemn. Dar doar la parter? Ars clubul și încăperile adiacente. Deci incendiul s-a manifestat mocnit, fără o flacără violentă. Incendiul mocnit se manifestă prin degajare foarte mare de fum și gaze toxice, care s-au propagat și în încăperile adiacente. Practic, o mare parte din club este distrus. E greu de definit acest termen, doar atâta fiind faptul că pagubele sunt importante. Nu pot să vă dau în momentul de față aceste informații. Specialiștii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență vor verifica toată documentația care a fost întocmită cu referitoare la acest obiectiv.